Bun găsit la o nouă emisiune Feng Shui Divin. De-abia aștept să fiu de fiecare dată alături de voi în fiecare săptămână și iată că sunt aici pentru voi, pentru a vă detalia anumite lucruri importante din această minunată știință Feng Shui și pentru a le aplica în viața voastră, de ce nu? Pentru a vă schimba anumite aspecte importante pentru voi sau toate aspectele din viața voastră, eu cred că sunt importante pentru voi, de aceea haideți să acționăm și să aplicăm remediile, pentru că în această emisiune o să vorbesc despre remediile lunii iunie 2017. Deși luna iunie începe în data de 5, eu încerc pe cât posibil înainte să vă expun aceste remedii. Asta și datorită faptului că o să simțim un pic înainte vibrația lunii următoare. Așa se întâmplă de fiecare dată. Și e bine să fim pe fază, așa cum spunem noi astrologii, și să acționăm, și bineînțeles experții în Feng Shui, să acționăm pe cât posibil să ne remediem aceste lucruri mai repede în viața noastră, ca să simțim efectele din timp. Adică începutul lunii, 1-2-3 iunie, să vă gândiți deja să vă achiziționați aceste remedii, cei care nu le aveți, pentru a le aplica și a remedia sectoarele din casa voastră. În data de 6 iunie, să știți, așa cum am spus, începe luna din punct de vedere Feng Shui și din punct de vedere astrologic, al astrologiei chineze, iar după această lună puteți să acționați, sau după începerea acestei luni, puteți să acționați foarte bine în tot ceea ce o să vă expun în a doua parte a emisiunii din punct de vedere astrologic. Dar până atunci haideți să remediem casa noastră din punct de vedere Feng Shui și să vă arăt ceea ce ar trebui să faceți. Să vă explic din nou ce importanță au aceste energii în casa noastră și în viața noastră. Luna iunie, să știți că este o lună de lemn yang pe cal. Iar calul mai ascunde niște elemente, cei care știu astrologie chineză știu despre ce vorbesc, și anume două elemente, foc yin și pământ yin. Deci, din acest punct de vedere, o să aflați mai multe lucruri în a doua parte a emisiunii și cei care se combină sau se ciocnesc cu această lună. Acum să tratez doar energiile din punct de vedere Feng Shui. Energiile lunare sau anuale au același efect în casa noastră, dar din punct de vedere lunar, pe noi o să ne ajute foarte mult, pentru că o să ne remediem tot ceea ce vrem să întreprindem pe termen scurt. În emisiunile trecute eu tot am amintit de energiile casei sau energiile spațiului în care noi lucrăm sau în care avem activitate, pentru că mai există și energii care sunt valabile pentru 20 de ani. Aceste energii valabile pentru 20 de ani se calculează în funcție de orientarea fațadei și în funcție de anul de construcție al clădirii sau dării în folosință. De ce spun anul dării în folosință? Pentru că există posibilitatea să se fi început să se construiască o clădire în anul 2000, de exemplu, sau 2002, și să se fi terminat definitivat în anul 2004-2005. Atunci când a intrat primul locatar într-un bloc, atunci se ia în considerare anul de construcție sau anul dării în folosință. Nu când a început lucrarea blocului sau lucrarea de construcție a blocului respectiv sau a clădirii respective, ci când a călcat primul locuitor în spațiu respectivul, locuința respectivă, pentru că o casă fără locuitor nu are energie. De aceea se ia în considerare primul locuitor. Nu contează câți locuitori a avut casa sau de câte ori a fost închiriată acea locuință, ci cine a călcat prima oară sau când s-a întâmplat acest lucru în blocul respectiv sau în locuința respectivă. Acel an îl luăm în considerare și vom calcula acele energii pentru 20 de ani cu anumite formule din școala stelor zburătoare, pe care, bineînțeles, numai dacă vreți să parcurgeți un curs, să le puteți afla, sau din anumite cărți care vi le explică în amănunt aceste formule, sunt destul de dificil de explicat și destul de greoaie de înțeles, de aceea e bine să aprofundați mai mult această știință pentru a le înțelege. Aceste energii lunare despre care am să vorbesc în această emisiune vin peste energiile acestea valabile pentru 20 de ani, care sunt energii pe termen lung și care pot, aceste energii lunare ce pot să facă? Pot să activeze mai mult o energie a casei sau o pot dezactiva, o pot anihila, și poate fi o energie benefică. De aceea este bine să anihilăm
o energie lunară ca să putem să lăsăm energia casei în voie. Dar dacă nu cunoașteți aceste energii, este bine măcar să remediați casa din punct de vedere lunar sau anual pentru a vă aduce efectele pe care vi le doriți pe termen scurt, adică pentru această perioadă. Dacă aveți, de exemplu, un interviu în această lună sau dacă aveți un contract desemnat, este bine să acționăm din acest punct de vedere, doar din punct de vedere al energiilor lunare, făcând sau uitând de acele energii ale casei pentru 20 de ani, valabile pentru 20 de ani, care sunt de altfel foarte puternice și care ne ajută pe noi pe termen lung să întreprindem lucruri sau să realizăm ceea ce ne-am propus. Deci există o stea de bază a casei, o stea lunară și o stea anuală. Cei care au timp și pot face asta și pot remedia casa lunar, cei care, să spunem, nu au așa mult timp la dispoziție, o pot face și să remedieze casa din punct de vedere anual, că sunt și energii anuale. Așadar, este bine să fim atenți la relocarea energiilor bune și energiilor rele la începutul fiecărei luni sau la începutul fiecărui an și să aplicăm remediile potrivite în casa noastră și în viața noastră. În luna iunie 2017, așa cum am și exemplificat aici pe schemă, da, în centrul oricărei case se află energia 4, a infidelităților și a aventurilor amoroase. Dar și o energie a cunoașterii, să știți că este și o stea academică când vorbim de steaua 4 activă. Eu tot timpul în Feng Shui am vorbit despre energii de munte și energii de apă. Cele de munte care sunt valabile pentru a avea o liniște, armonie umană și pentru a dormi pe ele, iar cele de apă pentru a le activa, pentru a avea prosperitate. Deci există o diferență între ele. Cele de munte se activează în zone liniștite, în zone de relaxare, iar cele de apă se activează în zone active ale casei. Și le mai menționez o dată, cum ar fi ușa de la intrare, bucătăria, holul, livingul, zone în care noi ne mișcăm foarte mult sau există trafic în casa noastră, da? Deci 4 mai reprezintă și o stea academică. Când vorbim de steaua 4 activă, adică steaua 4 yang de apă, și ne referim la culturalizare, la bani pe care investim în direcția asta, în a ne dezvolta personal. Bunăstare pe partea aceasta când vine vorba de știință, de cunoaștere, da? Dar când vorbim despre steaua de munte, adică dacă această energie 4 pică pe un dormitor, aceasta mai ține și de infidelități, aventuri amoroase. Din punct de vedere lunar, a energiilor lunare, noi nu putem ști acum dacă este vorba de energie de apă sau energie de munte, ci doar aplicăm remediu pentru această energie 4, care nu este o energie la timpul ei. Ce înseamnă o energie la timpul ei? Energia epocii în care ne aflăm. Noi ne aflăm acum în epoca lui 8, prin urmare energiile benefice sunt 8, 9 și 1, doar acestea 3. La acestea 3, pe acestea 3 noi trebuie să le activăm și la acestea 3 trebuie să ne referim din punct de vedere al prosperității și al armoniei. O energie benefică din acest punct de vedere. Deci 4 trebuie să-l remediem cu pământ și cu foc, pentru că este o energie de lemn, iar lemnul se anihilează cu pământ și cu foc. De ce? Pentru că sunt două elemente care consumă această energie. Lemnul destabilizează pământul cu rădăcinile lui, da? Iar lemnul amplifică focul. Sunt două elemente care îl pun la lucru pe lemn și atunci îl anihilează, îl consumă. Și ce reprezintă pământ și foc? Vaz roșu din ceramică, putem să așezăm, amplasăm în acea zonă obiecte cu formă piramidală, lumânările acelea cu formă piramidală, un covoraș pătrat roșu, pentru că forma pătrată reprezintă elementul pământ în Feng Shui, cristale, pietre de râu, tot ce reprezintă elementul pământ și foc în acea zonă pentru a remedia centrul casei, da? Bun, la nord-vest este cea mai periculoasă energie, numită cinciul galben sau energia care aduce multe obstacole, pierderi de bani, tot felul de ghinioane, să spun așa, nu este o energie benefică, aceasta clar trebuie remediată și ca să știți, guaul care este cel mai afectat este guaul 6 din acest punct de vedere, pentru că la nord-vest, conform formulei schemei Loșu, există cifra 6, adică
goaul 6. Prin urmare, cei care au goa 6 sunt foarte afectați de această energie, dar și zona de nord-vest a casei. Iar în această zonă trebuie să amplasați obiecte din metal și apă. De ce? Pentru că pământul se anihilează cu metal și cu apă. Iar sunt două elemente care consumă elementul pământ, da? De ce? Pământul dă naștere metalului și pământul pune dig apei, da? Deci două elemente care pun la lucru elementul pământ și care îl anihilează, îl consumă. Și aici puteți folosi tradiționalii clopoței cu 6 sau 7 brațe din metal sau alte obiecte din metal, da? Mai există și un bol cu apă sărată, pentru că gustul sărat reprezintă elementul apă, un bol rotund cu apă sărată, da? Și puteți remedia această energie în zona care va fi în zona de nord-vest în luna iunie 2017. O altă energie periculoasă o vom avea la est, adică doiul, care este o energie a bolii, a anxietăților, a stărilor de depresie, a celor care mai sunt și goa 3, să știți, pentru că, exact cum am spus, în schema Loșu, la est se află 3, cifra 3, deci cei care sunt goa 3 pot avea probleme în acest sens, de aceea trebuie să remedieze această energie clar la est. Ce se poate amplasa? La fel, pentru că 2 este o energie de pământ, se remediază la fel ca și 5, care este o energie de pământ, cu metal și cu apă. Noi, experții în Feng Shui, folosim cele 6 monede legate cu șnur negru, dar voi puteți amplasa orice alt obiect de metal în acea zonă. Dacă aveți, de exemplu, bucătăria în zona de est, puteți amplasa tacâmurile sau tot ce reprezintă metal, boluri din metal și așa mai departe în această zonă. Covor rotund negru mai merge amplasat, pentru că forma rotundă reprezintă elementul metal. Deci și prin formă noi putem remedia aceste energii. Și de ce am spus tot timpul 6 monede sau 6 sau 7 brațe la energia 5? Pentru că 6 și 7 sunt energii din metal, iar noi prin număr putem anihila aceste energii. Deci și prin număr și prin formă noi putem găsi soluții pentru, ca să nu avem sau să nu simțim efectele nebenefice ale acestor energii. La nord-est există o energie de metal, și anume energia 7, și la vest, care este energia 6, ambele sunt energii din metal și care se remediază cu lemn și cu apă. De ce? Metalul taie lemnul, iar metalul dă naștere ape. Iarăși două elemente care consumă elementul metal și ajută foarte mult aceste zone. Șaptele, iarăși, nu este o energie bună și cei care sunt afectați, cei care sunt cu goa 8 sunt afectați foarte mult și cei care au goa 7 sunt afectați aceste energie, adică 6 la vest, goa 7, iar la nord-est 7, goa 8. 7-le reprezintă scandaluri, bârfe, tot felul de discuții, conflicte, probleme cu respirația, chiar și unele probleme legale. Iar 6-le ce aduce? În general aduce și el tot probleme cu respirația, pentru că tot o energie de metal este. Probleme de singurătate, să spun așa, sau pentru că toate casele care au o energie de apă, de exemplu 6 la intrare, adică poziționată pe ușa de la intrare, așa cum noi împărțim casa în 8 felii, o să vedeți că în acele case de obicei persoanele se despart sau persoanele suferă un divorț, o despărțire în relații. Deci casele cu 6 la intrare nu este foarte bine aspectat, pentru că aduce și singurătate în relații. Chiar dacă este o cifră a conducerii, a leadership-ului, de obicei se spune că cu cât suntem mai autoritari, cu atât devenim mai singuri, avem tendința să punem piciorul în prag. De aceea, șasele acesta nu poate să aducă decât probleme de singurătate și trebuie remediat, sau unele probleme legale. Deci vestul și nord-estul se remediază cu lemn și cu apă, iar ca remediu tradițional puteți amplasa în aceste zone 3 bambuși în bol transparent cu apă. 3 sau 4 bambuși, dar indicat ar fi 3, nu cifra 4. De ce spun 3? Pentru că am spus că metalul se remediază cu lemn și cu apă. 3 și 4 sunt energii din lemn. Deci, prin urmare, prin număr, noi anihilăm aceste energii. Noi remediem aceste energii. La sud-est, iarăși este o energie de lemn, ca și energia 4 din mijlocul casei, și este o energie a certurilor, a conflictelor, adică energia 3.
Și cei cu GOA 4 iar sunt afectați de aceste aspecte, pentru că acolo în formula lui OSHU se află la sud-est GOA-ul lor. E bine ca cei care au GOA 4 să se abțină de la unele comentarii, să de la unele conflicte, se remediază la fel ca și energia 4 din mijlocul casei, cu pământ și cu foc, pentru că este tot o energie de lemn, repet, și sunt două elemente care consumă elementul lemn și la fel puteți amplasa covor pătrat roșu, vas roșu din ceramică sau cristale, pietre de râu, tot ce reprezintă elementul pământ sau cu formă piramidală. Alte energii care sunt benefice în această perioadă sunt la sud, la nord și sud-vest. Adică la sud avem 8, energia 8, la nord avem energia 9 și la sud-vest avem energia 1, care sunt energiile benefice ale acestei epoci. Noi ne aflăm, repet, în epoca lui 8, energia benefică este energia epocii prezente, adică epoca 8, următoarea și următoarele două după această epocă sau după această energie, adică 9 și 1. Când ne vom afla în epoca lui 9, adică peste 6 ani, vor fi benefice 9, 1 și 2. Adică energia 2 de acum, care nu este benefică, va fi benefică peste 6 ani. De aceea cei care au 2, de exemplu, la intrare în casă, și o să vă arăt imediat un exemplu, o să aibă o casă benefică. Cei care nu au 2 în perioada aceasta, nu a fost atât de benefic pentru ei după 2004 și a adus tot felul de stări, tot felul de stări de boală, de anxietate, de depresie, mai reprezintă chiar și boala afacerii sau boala relației. Tot ceea ce vreți să întreprindeți în relație, în carieră și așa mai departe. Deci nu e o energie benefică acum, dar peste 6 ani va fi. Deci cei care au apartamente și descoperă că au ca energia casei valabilă pentru 20 de ani, 2 la intrare în casă, va fi o casă prosperă peste 6 ani. De aceea noi nu putem spune că tot timpul o să ne meargă bine într-o casă și că Feng Shui-ul este pentru totdeauna valabil. Este valabil doar dacă ne calculăm acele energii și știm, pentru că ele sunt valabile cele ale casei 20 de ani. Din 20 în 20 de ani se schimbă. Ne poate merge bine acum, iar peste 20 de ani sau peste 6 ani, de exemplu, acum că se schimbă epoca, adică din 2024, nu ne va mai fi bine. De aceea trebuie să fim atenți la casele pe care le avem și ce am putea să facem să le remediem. În această lună, sudul, nordul și sud-vestul sunt foarte bine aspectate, pentru că sunt niște energii ale prosperității în această lună și în această epocă. 8 reprezintă prosperitatea actuală și armonia umană actuală, 9 prosperitatea viitoare și armonia umană viitoare, iar 1 prosperitatea îndepărtată și armonia umană îndepărtată. Armonia umană ține și de sănătatea noastră, ține de relații, de toate aspectele cu ce țin de persoanele, cu persoanele din jurul nostru, adică cum ne înțelegem cu cei din jurul nostru. Și important să fim sănătoși, nu neapărat că ne vom găsi partenerul ideal. Ne ajută și la acest aspect, dar și din punct de vedere al sănătății. De aceea eu tot timpul plasez în aceste zone cu 8, 9 și 1 anumite obiecte active. Ați văzut în imagine acele pisici chinezești, Timane Kineko, care dau din mână. Sunt niște obiecte, așa este, nu aduc nimic bun, dar ne aduc mișcare în acele zone și noi pentru a activa această prosperitate avem nevoie de mișcare. Voi puteți folosi și orice alt obiect care să aducă mișcare, gen acvarii, fântâni arteziene, perpetuum mobile, absolut orice alt obiect care vă creează acea mișcare în zonele respective pentru a activa prosperitatea în casa noastră. De ce spun că trebuie să o activăm în continuu? Că acele pisici care dau din mână sau acvarii sau orice alt obiect activ, noi plecăm de acasă, iar acea zonă noi o lăsăm liberă, da? Și automat sau liniștită, că stingem televizorul, că și televizorul este un obiect activ sau radioul sau acel router de la internet care pâlpâie orice are mișcare. Noi plecăm de acasă, închidem televizorul, radio sau orice altceva, dar zona aceea care a prosperității nu trebuie să rămână liniștită și atunci acele obiecte creează mișcare continuu și ne ajută pe noi să acumulăm, să avem tot ceea ce ne dorim din punct de vedere financiar. De aceea eu folosesc aceste obiecte nu neapărat că ar reprezenta ceva, ci pur și simplu pentru a-mi crea ideea de mișcare și este și un obiect destul de accesibil pentru toată lumea. Nu toată lumea poate își permite sau are timp să aibă grijă de un acvariu sau de o fântână arteziană care trebuie alimentată tot timpul cu apă și reîmprospătată și aceste obiecte oferă ușurință, da, pentru noi și ne pot ajuta în a crea această mișcare de care avem nevoie. De aceea am adus și o locuință ca să înțelegeți
înțelegeți ce vreau să spun. Aici există o locuință cu energiile anuale exemplificate pe ea, să vedeți ce reprezintă aceste energii. La intrare în casă, după cum putem observa, avem o energie 2 de apă, 2 în cerculeț, care reprezintă activitate, pentru că este o zonă activă. Prin urmare, această casă are o energie 2 de boală la intrare. Persoanele de aici pot avea probleme cu tot felul de depresie, anxietate, nemulțumire, nu-și pot găsi partenerul, boale afacerii, tot felul de probleme de sănătate. De aceea trebuie remediată. Iar ca energie anuală, ce a venit anul acesta? Energia 8. 8 este o energie de pământ. Ce face pământul cu pământul? Se susține, se activează și mai mult. Ca să spun și de energia lunară, la est este 2 în această lună iunie. Prin urmare, 2 peste 2. Iară se susțin una pe alta. În această lună vor fi mai multe griji pentru persoanele care stau în această casă. De aceea trebuie remediată și trebuie remediată cu metal și cu apă. Și în celelalte zone, dacă ne uităm, bucătăria este pe un 4 de apă și un 6 de apă, da? Am încercat să creez aici un loc de relaxare ca să putem să activăm energia 9 de munte. La vest avem energia 1 de munte și 7 de apă, care de fapt unde este de fapt dormitorul. Am încercat să amplasez un pat pentru a dormi și a activa această energie 1 de munte. În living la fel am încercat să activez 1 de munte din dormitor amplasând acele fotolii și canapeaua către energia 9 de munte. Iar pe 1 de apă, dacă se poate vedea din nou, pe 1 de apă care este în living și este într-o zonă activă și este și într-o zonă de trafic pentru că se trece dintr-un hol într-altul, am activat cu televizor, iar aici pe 8 de apă unde există și fereastră, adică pe unde intră prosperitatea, pentru că o să vedem că pentru energiile 8 de apă noi trebuie să avem ferestre, nu perete solid. Pentru a activa 8-ul de munte ne trebuie perete solid, dar pentru a activa prosperitatea actuală trebuie să avem ferestre sau putem amplasa un birou în acea zonă. Mai ales că această persoană este și un gua 8, iar orientarea blocului este benefică, nord este 3, guaul casei este benefic, dar nu este benefică intrarea în casă, fiind pe est. Care este, nu este benefic pentru un GOA 8, da? Făcând parte din grupa de vest, prin urmare, pentru un GOA 8, punctele cardinale care sunt valabile? Sunt sud-vestul, nord-estul, vestul deci nord-vest, sud-vest, nord-est și vest, da? Acestea sunt punctele cardinale pentru cei care sunt GOA 8 sau cei care fac parte din grupa de vest. Iar intrarea în casă fiind pe est și fiind și o energie care nu este benefică și o combinație destul de urâtă, adică 5 de munte lângă 2 de apă, adică se întâlnesc aceste două energii care nu sunt foarte benefice și aici sunt alte aspecte din Feng Shui, adică combinațiile de stele, care sunt 81 de combinații, care se pot interpreta și putem afla despre ce este vorba într-o casă, iarăși nu este un lucru foarte bine aspectat în această locuință și de aceea trebuie remediat. Iarăși la sud arăt din nou această imagine ca să înțelegem foarte bine, această casă nu are armonia umană bine aspectată. De ce? La sud am 8 de munte și 5 de apă. Ce există în această zonă? Există zonă de trecere către celălalt hol, da? Către baie și dormitor. Prin urmare, este o zonă cu mișcare, cu trafic. Ce rămâne activ? Rămâne activ 5-ul de apă, care este o energie a ghinioanelor, a obstacolelor. Ca și energia anuală, ce a venit? A venit 5-ul peste 5. Deci, din nou, activarea acestei energii. Iar luna aceasta este 8 peste 5. 8-ul este o energie benefică, dar vine peste un 5 de pământ. 8-ul este o energie de pământ. 8 cu 8 sau pământ cu pământ se anihilează, se activează și mai mult și nu ne ajută foarte mult. Adică energia 8 ne susține ghinioanele din casă. Ne activează și mai mult pierderile de bani. De aceea trebuie remediată neapărat această zonă și de aceea mă feresc tot timpul să spun despre obiectele acestea active în anumite zone ca energii lunare, pentru că uitați în acest caz. Dacă eu am energia casei, care pe termen lung 5 și eu la sud, luna iunie, amplasez un obiect activ în acea zonă, adică pentru energia 8, că asta va fi la sud în luna iunie, eu activez energia casei mai mult, adică 5-ul, da? 5-ul care nu este benefic. De aceea este bine să cunoaștem și ce energie a casei avem. Datorită acestui aspect, că dacă eu activez o energie lunară, în acea zonă eu pot să am o energie a casei care nu este benefică. Mi se activează odată că mi-a venit energia lunară sau anuală
anual 5 și lunar 8 în iunie, adică pământ peste pământ care susține, prin urmare eu pot să activez mai mult problemele în acea casă și de aceea eu sunt foarte atentă la aceste obiecte active, unde le amplasez și când le amplasez. Este foarte indicat să respectăm aceste reguli pentru a nu a ne activa lucruri mai rele decât există deja și pe care putem să le remediem și să nu avem altele în plus. Revin după o scurtă pauză cu previziunile astrologice pentru luna iunie și cu alte detalii despre această lună. Am revenit cu previziile astrologice și cu detalii despre această lună. Un pic mai târziu o să spun și despre un tip de carieră, pentru că acesta ne este dat de tulpina celestă din oră. De fapt, stâlpul orei ne arată viitorul nostru sau cu ce am putea noi să ne ocupăm în viața noastră. Dar să vorbesc un pic sau să spun anumite generalități despre această lună și ce zodii sunt mai afectate sau mai puțin afectate în luna iunie. Luna iunie, repet, este o lună de lemn yang pe cal. Cei care sunt născuți într-un an sau zi de capră se află într-o situație de combinare în această lună, ceea ce înseamnă că o să meargă lucrurile foarte bine pentru ei, iar cei care sunt născuți într-un an sau zi de șobolan se vor afla într-o situație de conflict, de dizarmonie, de ciocnire, așa cum spunem noi în astrologia chineză. Cei care sunt născuți într-o zi de tulpină celestă, pentru că, așa cum am spus, astrograma noastră este formată din tulpini celeste și ramuri terestre. Tulpini celeste care ne leagă de divinitate și ramuri terestre care ne leagă de pământ. Deci cei care sunt născuți într-o zi de tulpină celestă de pământ yin vor fi în armonie pe parte sufletească în această lună, iar cei care sunt născuți într-o zi de metal yang vor fi în ciocnire, conflict pe parte sufletească. Aceste lucruri le puteți afla de pe site-ul meu, există acolo un calculator gratuit www.fengshuidivine.com, pe pagina acasă, în subsolul paginii, sub un slider cu poze, puteți să vă introduceți data de naștere și puteți vedea exact ce sunteți în zi sau în oră sau în an, ca și tulpină celestă și animal. Cei născuți într-o zi sau an de șarpe, cocos sau bou, această lună va reprezenta floarea iubirii pentru ei. Pentru că acest cal reprezintă floarea iubirii pentru aceste trei zodii, șarpe, cocoș și bou, vor socializa mai mult ei sau există posibilitatea găsirii unui partener în această lună pentru voi. Calul este un nobil, o persoană de ajutor pentru cei născuți în zi sau an de metal yin. Calul este totodată și o stea academică pentru cei născuți în zi sau an de lemn yin. Și mai reprezintă și un șar pentru cei născuți în an de maimuță, șobolan sau dragon. Șarurile, să știți că nu sunt niște lucruri bune, se referă la conflict, la dizarmonie. Totodată reprezintă și o limită yang calul pentru persoanele care sunt născute într-o zi de foc yang. Aceasta poate aduce unele accidente, pierderi de bani, deci puteți să aflați aceste lucruri accesând, cum v-am spus, site-ul meu și puteți vedea exact ce sunteți și puteți să vă feriți de aceste lucruri. Cei care pot suferi pierderi de bani nu împrumută bani în această lună și atunci se pot feri de aceste situații. Ca să revin la carieră, pentru că, așa cum v-am promis, acum o să încep cu tipurile de carieră din această emisiune și o să tratez fiecare element în parte, pentru că și acestea se calculează în funcție de cele 5 elemente. Cariera finală este dată tot timpul de tulpina celestă a orei. Prin urmare, dacă aveți mult metal, acum o să tratez doar metalul și în emisiunile viitoare celelalte elemente. Cei care au metal în oră ca tulpină celestă se pot îndrepta spre o carieră în inginerie, în industria mașinilor, bănci, cosmetică, stomatologie, chirurgie, politician, de ce nu, bijuterii, tehnologie înaltă și internet sau comerț online. Deci pentru voi sunt foarte bine aspectate aceste lucruri dacă în tulpina celestă a orei aveți metal. Și acum să încep cu zodiacul pentru luna iunie 2017. Ce previziuni sau ce spun astrele în această lună iunie pentru voi? Și încep cu prima zodie, șobolanul. Veți fi nevoit să vă ascundeți luna aceasta de lucrurile nefavorabile tuturor activităților. Încercați să evitați să luați decizii majore și pregătiți-vă temeinic înainte să ajungeți la o concluzie. Este foarte probabil ca deciziile luate pe parcursul acestei luni să aibă un risc mai mare de eșuare. De aceea puteți să vă folosiți mai bine timpul pentru a reflecta și a vă reevalua prioritățile și scopurile în viață.
De asemenea, este posibil să aveți nevoie de a vă aminti, să vă păstrați o atitudine pozitivă atunci când lucrurile nu merg pe placul vostru. Prin urmare, numai starea voastră de pozitivitate o să vă ajute în această lună și o să vă încarce de energie benefică pentru a putea realiza ceea ce v-ați propus. Este bine să remediați zonele din casa voastră ca să vă fie din ce în ce mai bine pe parcursul acestui an și de acum încolo. Pentru cei care sunt bivol, această lună va atrage ușor după sine steaua florii de piersic pentru voi, că așa cum am spus la început, calul reprezintă o floare de piersic pentru voi. O să vă încurajeze rezultatele pozitive, mai ales pentru persoanele care sunt singure, ce își doresc să-și dea o șansă urmărind persoana pe care o admiră sau dorind să aibă o relație cu această persoană. De asemenea, este indicat faptul puteți să primiți ajutor din partea unei persoane de sex opus de la serviciu, care vă va îmbunătăți viața profesională și vă va urca la un nivel cu totul nou. Pentru că să știți că această floare iubirii nu înseamnă neapărat găsirea unui partener, dar înseamnă și socializare și cunoașterea unor persoane noi, ieșirea mai mult în societate sau la anumite evenimente importante. De aceea există și această posibilitate să primiți ajutor din partea cuiva de sex opus, care o să vă ajute din punct de vedere profesional, o să vă susțină și o să vă ajute să avansați în carieră în această lună. În cele din urmă există și posibilitatea să întâlniți câteva obstacole minore care pot fi rezolvate cu ajutorul unui nobil, cu o persoană de ajutor, a unui înger păzitor, așa cum se spune în astrologia chineză. Pentru cei care sunt tigru, vă veți întâlni cu o stea a prosperității, sau să zic așa, a rampei de lansare în această lună, care vestește îmbunătățirea locul vostru de muncă. Abilitățile de comunicare sunt susceptibile de a vă câștiga o reputație bună la locul de muncă. Veți avea noroc excelent în cariera voastră și, prin urmare, toate vor merge bine pentru voi la locul de muncă, conform planului vostru. În plus, aveți noroc în acumulare de bogății în această lună, de care veți putea să vă folosiți sub forma investițiilor. Deci sunt foarte bine aspectate aceste lucruri la voi, să investiți și să acumulați bani, acționați, pentru că sunteți bine aspectați și de ce nu ar trebui să vă îmbunătățiți și starea financiară foarte mult în această lună. Să profitați de acest lucru. Iepurele, aceasta este o lună plină de bucurie, care prevede o scutire de la provocarea din ultimele luni și va întări posibilitatea sărbătoririi unor realizări. Este timpul să vă recompensați pentru răbdarea pe care ați avut-o în lunile anterioare, mai dificile, să spun așa, și să apreciați realizările de până acum. Este posibil ca un eveniment fericit, care merită să fie aniversat, să se întâmple unia din membrii familiei dumneavoastră, familiei voastre sau unei persoane apropiate. Mai ales că voi n-ați trecut așa printr-o perioadă foarte bună în acest an, pentru că sunteți în ciocnire cu acest an. Iepurile se ciocnește cu cocoșul, mai ales cei care au și intrarea pe est în casă sau orientarea casei este la est, nu este atât de bine aspectat pentru voi. Voi sunteți într-un oarecare conflict de la începutul anului și așa o să o țineți până la sfârșitul anului, dar cu mici excepții o să aveți și perioade bune, de aceea profitați de ele și profitați și de această lună, care o să vă aduc, așa exact cum am spus, o scutire de la provocarea ce a fost în ultimele luni pentru voi și să aveți anumite realizări în această lună. E bine să profitați de ea și să vă bucurați de ele, pentru că vă schimbă starea de spirit și vă dă curaj ca să mergeți mai departe și să vă atingeți ceea ce v-ați propus, celulele pe care vi le-ați propus. Sărbătoriți, că este de sărbătorit în această lună pentru voi. Pentru cei care sunt dragon, din motive variate veți putea avea probleme de sănătate luna aceasta voi, de aceea aveți grijă unde anume vă aflați și de ce oameni vă înconjurați. Pentru că aceste situații pot cauza boli în ceea ce vă privește, așa că luați măsurile de precauție necesare. De ce spun de oamenii din jurul vostru? Pentru că vă puteți înconjura de anumite persoane care nu au stare de sănătate foarte bună, sunt răciți sau au tot felul de virus, iar voi sunteți predispuși în a contacta orice
boală sau virus posibil în această lună, de aceea evitați locurile aglomerate sau locurile cu oameni care sunt bolnavi în această lună. Aveți tendința să fiți afectați de aceste lucruri și e bine să le evitați. Fiți sigur totuși că aceste probleme de sănătate nu vor fi prea grave, pentru că veți avea totuși stele de bune auspicii care vor îndepărta efectele nedorite sau o să aveți o însănătoșire gramnică, chiar dacă până la urmă o să contactați ceva de genul acesta, vreo răceală sau vreo gripă în această lună. Dar e bine totuși să vă feriți, nu o să fie atât de rău, dar evitați orice stare care să vă aducă un dezechilibru. Șarpele. Încă o lună de obstacole pentru voi, deși majoritatea sunt minore, cum ar fi amânări în anumite planuri sau chestiuni care pot apărea în mod neașteptat și în timpul cel mai nepotrivit. Ar trebui să fiți răbdători și să încercați să gestionați totul în funcție de ce resurse aveți la îndemână. Întotdeauna adoptați o atitudine pozitivă și evitați să vă îngrijorați în mod inutil, deoarece asta nu vă va aduce deloc, ci dimpotrivă vă va mări stresul sau neliniștea. Deci voi trebuie să încercați să vă mențineți cât mai relaxați, să vă destindeți foarte mult, încercați să ieșiți cât mai mult pentru a vă schimba starea de spirit și a evita obstacolele sau situațiile care vor apărea în această lună. Sunt anumite amânări, dar să știți că nimic nu este întâmplător, totul se întâmplă cu un anumit motiv, prin urmare luați lucrurile așa cum vin, nu le exagerați, nu le amplificați, pentru că exagerarea nu o să facă decât să vă dezechilibreze starea de sănătate sau starea emoțională, starea interioară a voastră. Pentru cei care sunt calmi, luna aceasta s-ar putea ca lucrurile să meargă destul de prost pentru voi, oricât de serioasă sau de puțin important ar fi problema. Deci pot apărea dificultăți pentru voi, asta și pentru că voi sunteți într-o lună de cal. Deci calul întâlnește un alt animal cal. Noi chinezii, noi în astrologia chineză sau chinezii spun că reprezintă o ofensare a animalului, adică animalul vede același animal exact ca și doi cățeluși când se întâlnesc afară, se ciorovăiesc. Așa se interpretează și din acest punct de vedere și mai bine pentru voi o să fie în luna iulie, când se vor schimba toate lucrurile la 180 de grade, pentru că luna iulie va fi o lună de capră, iar voi o să fiți în combinare cu acea lună, deci toate lucrurile o să înceapă să meargă mult mai bine pentru voi decât până acum. De aceea încercați să evitați și în această lună conflictele și tot ce înseamnă să intrați în conflict cu alții, ca și luna trecută, din orice motiv și pe toate temele, vă veți afla în situația de a fi certat sau de a vă certa cu mai multă lume, de a avea mai multe dispute în această perioadă. Evitați conflictele pe cât posibil. În cazurile mai serioase sunt șanse să vă treziți chiar și cu probleme legale care pot apărea de la persoane, să spun așa, sau nu știu, să înțelegeți mai bine, înguste la minte, da? Adică în care n-au așa o viziune foarte largă și nu se uită nici în stânga și în dreapta. Probleme legale pot apărea și datorită unor semnări de documente, deci grijă ce semnați, mai bine citiți de mai multe ori înainte și evitați orice problemă de acest fel în această lună iunie. Capra sau oaia. Orice ați avea de rezolvat luna aceasta, veți rezolva rapid și eficient. Atâta timp cât depuneți suficient efort, veți putea să vă atingeți toate țelurile și să vă îndepliniți toate obiectivele pe care vi le-ați setat. Voi sunteți în combinare luna aceasta, sunteți într-o stare de armonie, pentru că capra se combină sau se află într-o relație de armonie cu calul, prin urmare e o lună bine aspectată pentru voi. Dacă acționați și depuneți efortul de care v-am spus, o să vă atingeți tot ceea ce v-ați propus. În altă ordine de idei, sunteți încurajați să profitați de orice oportunitate în această lună, oportunitate de parteneriat și de colaborare care pot apărea. Toate oportunitățile acestea de colaborare sau de parteneriat care pot apărea în luna aceasta pentru voi, este bine să le luați în seamă, pentru că sunt șanse mari, beneficii mari pentru voi dacă le acceptați și dacă le tratați cu responsabilitate. Este bine să acționați, pentru că este o lună de bun augur pentru cei care sunt capră sau oaie, este o lună care o să schimbe foarte multe aspecte în viața voastră și e bine să faceți acest lucru, de ce nu? Pentru cei care sunt maimuță,
Toate lucrurile bune trebuie să aibă și un final, iar luna aceasta va vedea perioada celor 3 luni de noroc diminuându-se, ba chiar estompându-se în întregime. Ca atare va fi o perioadă relativ stabilă pentru voi, fără urcușuri sau coborâșuri remarcabile, cu toate că este posibil să vă bucurați încă un pic de acel noroc. Dacă sunteți student sau dacă lucrați în domeniul academic, în cazul acesta capacitatea voastră de a căpăta noi abilități și de a capta informații noi va cunoaște progrese notabile. O să aveți tendința, dacă sunteți student, să vă înscrieți la anumite cursuri de perfecționare sau să citiți mai mult în domeniile care vă interesează, să vă perfecționați mai mult ca să puteți să treceți cu bine toate examenele pe care o să le aveți în următoarea perioadă, în viitorul apropiat. Deci o să fie bine pentru voi din punctul ăsta de vedere al dezvoltării și al cunoașterii și nu numai pentru studenți, cred că și pentru noi ceilalți, pentru cei care, toți nativii care mai muță, luna iunie sunt foarte bine aspectați din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt cocoși, luna aceasta toate eforturile voastre profesionale vor merge lin și veți avea puține motive de îngrijorare. În ceea ce privește viața amoroasă, veți putea cunoaște o nouă persoană luna aceasta, pentru că luna aceasta pentru voi reprezintă găsirea florii iubirii sau floarea iubirii pentru voi, cu care veți putea începe o relație romantică dacă sunteți singuri sau cei care sunt într-o relație pot avea un eveniment fericit sau pot cere în căsătorie partenerul de viață. Cei care sunt căsătoriți deja, sunteți sfătuiți să rămâneți fideli partenerului sau partenerii de viață și să nu vă lăsați să vă fugă ochii. Deci cei care sunt căsătoriți o să aveți tendința să filtrați cu alte persoane și asta o să dezechilibreze relația voastră de cuplu și, bineînțeles, să ajungă la o despărțire dacă nu sunteți foarte atenți. Fiți precauți în acest sens și încercați să nu dați ocazia unor interpretări sau exagerări din partea partenerului vostru. Mai bine calculați foarte bine și gândiți-vă de două ori înainte de a acționa în acest sens. Pentru cei care sunt câine, în ceea ce privește locul vostru de muncă, luna aceasta veți avea capacitatea să faceți față la fiecare sarcină primită în ultimul moment, iar cu puțin efort sau deloc, veți face să fie o lună relativ lipsită de stres dacă lucrați cu înțelepciune, mai exact cu cap. Deci trebuie să fiți foarte atenți din acest punct de vedere. În plus, veți avea șansa să vă etalați abilitățile și să vă dovediți valoarea superiorilor care ar facilita ascensiunea pe scara ierarhică, ascensiunea voastră la locul de muncă. De aceea e bine să profitați de aceste șanse de a vă spune abilitățile și de a dovedi că ceea ce faceți corect sau că puteți face anumite lucruri la care alții sau șefii voștri nu s-au gândit. Nu irosiți această ocazie, este bine, mai ales că reprezintă o ocazie de aur pentru voi și străduiți-vă din răsputeri pentru a câștiga recunoașterea pe care o meritați din punct de vedere profesional sau din punct de vedere al carierei. Este o recunoaștere pe care ați așteptat-o de mult, mai ales că până acum voi v-ați confruntat cu diverse probleme, chiar și cu unele probleme legale, cu anumite documente pe care le-ați semnat sau poate ați evitat să le semnați dacă ați ținut cont de previziunile astrologice și care acum pot lua o întorsătură foarte bună pentru voi dacă ați evitat să le semnați. Adică o să fie mult mai bine pentru voi de acum încolo, de aceea profitați și nu irosiți această ocazie, această lună ca să fie bine și pentru voi de acum încolo. Pentru ultima zodie, porcul, gramul de noroc de care v-ați bucurat luna trecută, un gram de noroc, să-i spun așa, nu foarte norocoși, va continua și luna aceasta. De asemenea, acest noroc, precum și eforturile voastre personale, pentru că a fost o perioadă destul de agitată, cu multă implicare din partea voastră, iar aceste eforturi personale vă vor asigura realizările în tot ceea ce vă doriți de acum încolo sau în viitorul apropiat, sau chiar și în această perioadă, de ce nu? Din nefericire, acest noroc nu este îndeajuns de mare, încât să
includă și bunăstarea voastră sau partea voastră financiară. Deci este posibil să fiți expuși la anumite accidente din care să ieșiți răniți. Grijă cum traversați strada sau cum conduceți dacă aveți carnet de șofer. Este bine să fiți atent din acest punct de vedere, dar mai puteți fi răniți și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere a stării sufletești din partea celor din jurul vostru. Vă poate afecta orice fel de vorbă sau orice fel de discuție cu astfel de persoane. E bine să le evitați și să le înlăturați din viața voastră. Totodată ar fi bine să vă abțineți de la a lua parte la vreo activitate riscantă, cum ar fi sportul extreme, adică să nu exagerați. E bine să aveți grijă și la alimentația voastră în această lună, să încercați să beți mult mai multe lichide pentru că aveți nevoie de acest lucru, să vă hidratați foarte bine ca starea voastră de sănătate sau echilibrul vostru din acest punct de vedere să fie bine pus la punct. Nu aveți o lună atât de rău aspectată, dar nici o lună foarte bine aspectată, de aceea e bine totuși să fiți atenți la diverse accidente, atât din punct de vedere fizic, dar cât și din punct de vedere personal, emoțional, să nu dați voie nimănui să vă rănească și nimănui să vă afecteze această stare sau pozitivismul vostru. Eu am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni și la sfârșitul previziunilor astrologice pentru această lună iunie. Aș dori să vă îndrum din toată inima să remediați casa voastră atât din punct de vedere Feng Shui, cât să fiți atenți și la aceste previziuni astrologice pe cât posibil. Aceste previziuni au fost făcute din punct de vedere al anului fiecarei persoane, dar voi puteți fi influențați și de alte aspecte ale vieții voastre, pentru că foarte mult contează în astrologia chineză și ziua noastră de naștere. Ea ne influențează foarte mult pentru că, de fapt, reprezintă elementul sinelui nostru, tot ceea ce ne afectează pe noi din punct de vedere personal. De aceea, de multe ori pot fi mici diferențe pentru că nu poți ști fiecare persoană în ce zi s-a născut ca să pot să fiu foarte exactă. Dar din punct de vedere al anului, am încercat să fiu cât se poate de exact, cât se poate de exact în ceea ce privește evenimentele care vor apărea în această lună, și din punct de vedere Feng Shui încercați să remediați orice zonă, sector din casa voastră pentru a vă îmbunătăți viața și cariera, relația, sănătatea, deci toate aspectele din viața voastră. Eu vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă doresc o săptămână sau o lună cât mai bună, cu evenimente frumoase și numai cu lucruri bune. Numai bine și pe curând!